Și sufletul meu întâi pe Brașov, că nu disparte distanța, răsteala dintre noi. Dragostea dumneavoastră care mă încălzește, îmi dă pinte, îmi dă puteri. Dacă am mai făcut încă un drum, l-am făcut ca să mai vâstesc, să mai bucur pe careva. Și bucuria pe care o sunt eu în suflet, vreau să o dau și altora. Că dacă nu este bucurie în tine, nu poți să o dai altuia. Doamna a vorbit, mi-a răspărit mult, am ascultat-o cu mare drag, așa, și eu, și să mai vorbesc. Tăcerea lor, cu care am băut-o un pahar, la ger, la iut, cine a trecut pe acolo, a trecut din iad în iad. Și vorbește mai mult decât cuvintele mele și a noastre. Pentru că eu regret când am rămas cu dânsii acolo, pentru că și văd acum, în 30 de ani, sunt mai grei ca timpul prigoanii. Prigoana mă încălza. Mi-aduc aminte la locul de muncă cu domnul Ciliu Bucătorul în 86, când a scăpat de închisoare ultima dată, m-a dat cu domnul Ciliu Bucătorul. Și de ziua Sfintei Cruci n-a ieșit nimeni la treabă. Deci era comunistul în plin, al lui Ceaușescu. Așa? N-a ieșit la treabă nimeni. Așa? Și m-a scos la muncă să-mi dea lăzele cu roșii de 40 de grame pentru fabrica de conserve, 40 de grame. La, da, de ziua Crucii, de ziua Crucii am fost călugărit, de ziua Crucii m-a scos acolo la muncă. Și am căzut jos mort. Și președinta colectivului care în spatele meu acum, ăsta ce trebuie dus în Siberia să termine cu credința lui, cu proștii lui. Iată că e tânăr, a căzut în paradis, e la pat acum. Și s-a cerut iertare. Doamne, de atunci v-am iertat. Pentru că pentru dumneavoastră mi-ați completat. Suferința a născut sentimentul religios în sânul bisericii noastre. Fiecare spune că crede, dumneavoastră credeți în Dumnezeu, sigur. Dar dacă ar veni o prigoană, așa, o credință neîncercată, nu știu, nu este credință. A venit pe la mine preasfințitul Casiar, a văzut interviuri, ziare pe antre, și a venit cu el în buzunar, părinte, am venit și văd. După 30 de ani m-a văzut. Cine este dumnealui? Că m-a descoperit cum a descoperit Mântuitorul Piatra, Îngerul. Ca înviat și călugărul și hastru, așa, s-a îngenunchiat, aveam Sfintele Moaște, datele vă dacă încoace. Răca rotundă, dă-ți răca rotundă. Datele încoace. Și le aveam pe Sfânta Masă la mine acolo, că să știți, omul sfințește locul. Închisori, dar sfințit locul. Și le aveam acolo, a îngenunchiat, preasfințitul în genunchea lor și le-a făcut o extenie așa de frumoasă în cuvintele lui. M-am îmbrățișat și am acolo pictat pe preasfințitul Nicolae Popovici, pe părintele Arseni Boca, pe părintele Ioan și Maica Mihaila, secretara mănăstirii de la Vladimirești. Am genunchiat în fața lor și a cerut oarecum milă de la ei. Deci, dragii mei, tăcerea lor, dragostea lor, vorbește mai mult ca vorbirea lor, muțenia lor, dragostea lor, sunt românii noștri care au înfruntat întunericul celor fără Dumnezeu. Am avut o conversație de la Tecuci până în București cu un domn, doctor stomatolog, așa mi-au scos tot din inima mea și tot apartamentul au ascultat. Că părinții, eu sunt la despărțire, mi-au dat adresa, stomatolog și am o ședință aici în București. Parcă așa am zis, Doamne, nu vreau să preamărit eu, să fie preamărit Dumnezeu și Sfinții care au înfruntat întunericul celor. Mi-aduc aminte de un adventist. Unii eram, ne-au izolat de toate coloniile, și ne-a băgat pe noi toți, ortodoxi, baptiști,
greco-catolicu, roma-catolicu, iehoviști, oastea Domnului, călugări, episcop, i-a băgat într-un dormitor că ploua prin el, în Saivani. Și avem locotenent a Eloaiei, locotenent de securitate a călugării, de că a trădat securitatea și era șef de cameră. Și un preot de-a nostru a dus ca să ne reabiliteze, o a dus Biblia Hazdei, care o știți, s-a citit-o, a dus-o să o citească. S-a luat-o un preot să o citească. I-a luat-o din mână preotului și a băgat-o în foc. Acolo nu aveam lemne, dar când vedeți de la Colorei, 12 km, 12 întors, fiecare câte o șurșică s-a adunat. Și băgam în soc acolo. Și am băgat Biblia acolo. A venit acest locotenent, șef de cameră, și a scos o mână dimineață, sunteți spânzurați. Dragii mei, n-am pățit nimic. Doar a făcut o caricatură așa, că ne sperem de Sfânta Scriptură. Frica năinește. În Sfânta Scriptura noastră, care nu este o carte, este un soare, lup din soare, care cuprinde totul, este cu neputință de bătut. Așa? Fricoșii nu vor intra în Împărăția lui Dumnezeu. Nu mi-a fost frică. S-a dus camarazii mei. Așa mai suntem câțiva schiroziți pe coro. Așa? Și iată-mă că mi-a întărit credința. Chiar am scris acolo pe perete. Așa? La urmă. Din doile care am mâncat, mă sunt mai tare, mai bărbat. N-a reușit să mă înconvoaie, chiar dacă eram prin fii, prin ploaie. Mai tânăr, verde sunt acum și crucea îmi duc pe al meu trup. O găsesc prin internet, am dat-o prin, așa, prin cărți, așa. Și deci, sunt tânăr, de ce? Pentru că dumneavoastră îmi dați tinereță. Vă iau pe fiecare, așa, cu cât drag mă ascultați. Dragostea voastră, dragostea dumneavoastră, uitați, noapte, m-am pregătit ca să fiu un coas pe București. La ora 10 mă pomenesc cu un creștin, cu o doamnă, părinte, ți-am găsit cartea cu câteva cuvinte acolo și am tras-o la Xerox și am vrut să-i văd, să-i cunosc. Băi, omule, zic eu, mă dimineață plec la București, mă las că mă odihnesc, era ora 10. Așa, părinte, dacă vă odihniți, numai bine mă sună cetățeanul care a trebuit să mă duc la București, să viu la Teacuci ca să iau trenul, părinte, nu te mai pot lua. Cam pe cineva. Zic, nu-i nimic. Domnul Sfânt, părinte, te duc eu la gară, părinte. Eu din Focșan, te duc eu la gară. Deci, îngerul Domnului străjește împrejurul meu. Este o rugăciune foarte frumoasă. Bine voi cuvânta pe Domnul toată vremea. Lauda lui va fi pură în gura mea. Cu Domnul se va lăsa să audă și ei plâns să veselească. Slăviți pe Domnul cu mine, să înălțăm numele Domnului împreună. Am căutat pe Domnul și m-a auzit. Și în toate necazurile m-a izbăvit. Îngerul Domnului străjește împrejurul celor să se teme de și toate necazurile scapă. Gustați și vedeți că bun este Domnul. Fericit de omul care ne nădăjduiește în Domnul. Temeți-vă de Domnul tot Sfinții Lui, că nimic nu lipsește celor ce se tem de dânsul. Bogații au sărăcit și au înfrământ în țepe acolo. Aceste rugăciuni s-au învățat închisori, în temniță, în suferință. Sunt reviste, sunt cărți, sunt învățăturile bisericii. La biserică se vând, le pune cu oara cu lapte. Și dacă întreabă pe cineva care se căsătoresc, sigur trebuie să cânt Tatăl nostru a credul. Nu știi să zică. Românii noștri, creștinii noștri, ne-am dobitățit 40 de ani țara noastră, dar au triumfat prin martirii care s-au dat aici, în România noastră. Dacă săpăm în delta Dunării, acolo, sunt moaște acolo. 80.000 au fost stârviți acolo. Moaște, mi-aduc aminte de un preot din Vaslui. Părinte, că cine a trecut prin Pitești, prin Zălava, era cu unghiile scoase, cu nasul tăiet, cu urechile tăiete, așa, și că mă simt că mă duc dincolo, nu cred că mi-ai văd familia, așa, și a murit acolo, e martir. E martirul neamul nostru românesc. Eu simt puterea lor, mă rug la ei, îi simt, frații mei, îmi dă putere. Nu vă repădați de biserică. Biserica este întemeiată pe temeria Sfinților Apostoli. Așa. Acum sunt multe învălmășări care mai de care. Dacă noi nu ne facem datoria cum trebuie, așa, atunci omul caută apa.
caută viața, omul este în căutare. Așa, și dacă nu găsește la noi, în biserică, o ia razna. La adventiști, la sectanți, la baptiști, la evangeliști, și duc. Așa. Și eu am 4 preoți în comun acolo și îi împărbătesc. Părinte, fiți demni, nu obosiți, nu osteniți în evangelizarea omului. Vine din Jehoviști să ne evangelizeze noi din poartă în poartă, așa, din comuna noastră, care sunt 4.000 de locuitori, din păcate nu avem niciunul. Toți sunt ortodoxi. Sunt 25 de maici din comuna mea și 40 de călugări care au îmbrățat viața asta monahală. Și am stat la proții, la grainețele porții de a-mi apărat biserica. Oricare a venit așa, fugă pe ei. Așa. Nu mi-e frică. Acolo, în fața bisericii noastre, v-am mai fost noi, s-a făcut o discotecă. Tulburare mare în biserică. Nu mai era acolo. Și atunci preotul, păi nu pot să vorbească, mi-e frică. Părinte, frica răinește. Vorbește mă ta, zic, eu vorbesc că nu mi-e frică. Și dacă mă duc înapoi? Sfântul Vasile cel Mare, când a venit împăratul, te duc în Torigion, acolo Dumnezeu. Îți iau viața, cu atât mai mult mai aproape Dumnezeu. Îți iau avere, n-am decât traița cu cărți cu mine. Așa, ce să-mi ia mie, zic? Așa, n-am nici, eu vă am pe dumneavoastră. Am sufletele dumneavoastră, căldura, ferbintea dumneavoastră, dragostea dumneavoastră, cu cât dragoste mă iubiți. Când pui capul pe pernă, așa, tot sunteți în sufletul meu. Sufletul este mare. Așa, și am vorbit. Nu se cade acest om creștin să facă această discotecă aici în fața bisericii. Au închis-o pe luni de zile și au devenit ea. M-a bătut. Mi-a dat cu piciorul în operație, s-a operat pe burtă, că acolo, în anchetele care le-a venit, a încheptat pe masă. Cu burta la pământ și te călcat pe burtă, spune ce-ai fost afară. Și a dat cu piciorul și mi-a rupt praporul. Dragii mei, nu l-am dat în judecată, pentru că noi trebuie să iubim. Prin iubire câștigăm totul. Deci Dumnezeu este... Acolo, la votul lui călugărești, ni se spune, zic, vei răbda ori de unde ar veni crucea, da, cine zice, părinte? Vei fi bătut, scuipat, vei răbda, da, cine zice, părinte? Așa. Deci, la o luni de zile, acest om care a dat cu piciorul, l-a călcat o mașină și are tige acum. Și a venit la biserică, zic, că mă ierți? Dar cum să nu te iert? Cu piciorul care-i dat și l-a luat Dumnezeu. Eu m-am vindecat, sunt sănătos, sunt bine și l-a luat calea bisericii. Nu trebuie să înfruntăm. Aveți dușmani. Dușmani și cei mai apropiați îngeri al lui Dumnezeu care te ridică din pulberea pământului, te apropie de Dumnezeu. Cum pot eu să blast în securitatea că m-a băgat? Nu, trăiește, v-am mai povestit, în tepuci. Mitruț, Ibănescu, așa trăiește, e privatizat, are de acum și el 90 de ani. Are fata secretară acolo, că sunt cozi de topor, mai mișcă încă coada șopârului. Vedeți cât de greu așa ne face, să ne face țara noastră românească. De asta nu ne merge bine, așa? Și l-am iertat. I-a dat lacrimile, din inimă. Așa și mea voastră. Pe care aveți, pe care știți, așa, iertați din inimă. Nu vă prângeți de suferință. Că de unde vine, de la tată, de la mamă, de la soră, din biserică, de unde vine, nu. Nu trebuie să alegem. Mântuitorul ne-a dat pildă de învățământ. A venit, s-a născut în cel mai umilit lăcaș, în este dobitoacea. A bătut la ușa unui evreu. Și spune, bate aici, că era ușile, era tablele legii puse pe poartă. Și spune, Iosefe, bate aici, poate că se apropie nașterea mea. Ce fac? Și bate. Și iese o slujnică. Și spune așa, nu putem să-i primim, pentru că rabele nostru studiază venirea lui Mesia. Du-te, mână Iosef, mână. În altă parte, la fel, până omul a ajuns în este tot pe toate. N-avem scuze noi. Toată viața lui a fost focărit. S-a dus în Egipt, a stat câțiva ani în Egipt, din țara lui, așa,
Și nu putem să facem noi că suferim. Pe inima să nu mă spărte, am cu tare, am cu tare. Bă, dar suferim. Noi suferim pentru păcatele noastre. Mântuitorul a suferit pentru păcatele noastre. Așa, să le răscumpere la trimisul Dumnezeu din cer. Așa, du-te acolo, fiule. Dureros este că astăzi este prigonit Mântuitorul. Să mă iertați. Este prigonit. Din primă, din parlament, de prin școli, de prin armată, și câteodată chiar din biserică este prigonit. Și este, se ferește să moare în fiecare zi pentru noi în junie. Și stăm departe, stăm nepăsători. Iubiți biserica, iubiți preoți așa cum sunt ei. El când s-a îmbrăcat în veșminte, nu mai este el, este Hristos. El este un martor. Mărturisiți-o, nu căutați minuni, nu că alergați în dreapta și în stânga, minunea aceea este mai mare, să ne schimbăm viața noastră. Să fim cei mai apropiați, cei mai calți. Că Dumnezeu a recrutat din păcătoși, din curvari, din lepătători, a recrutat sfinți. Din cei 12 apostoli, Ioan Evanghelistul, care a fost cel mai curat, prietenul Mântuitorul, care i-a spus cine este care vrea să te vândă. Și i-a spus cel care întinde mâna cu bine acum, acela este. Așa. I-a făcut cu cruce neagră. Iar apostolul Petru, apostolul Pavel, care s-a lepădat, care a prigonit biserica cu cruce, și ea mărturisește mai cu foc. Ăștia mărturisește mai cu foc. Deci, să vă rugați pentru mine să păstrez focul ăsta dumnezeiesc, scânteia asta dumnezeiescă, să vă aprinde și dumneavoastră. Că spuneți Sfinții Părinți, cum va fi veacul de apoi? Păi cum va să fie? Călugării vor fi ca niște cărbuni strâns în vatră, dar pentru dânsii vor fi urii care ne vor depăși pe noi. Și adevărat este, ca să lupți, în mijlă, așa spune călugărul în mijlocul lumii este ca un pește, ca un pește puscat. Nu e adevărat. Pentru mine, dumneavoastră sunteți baia care pot înnota și mă primeriți din zânzi. Și nu vreau să cedez cu capul pe pernă. Că veni va vremea. Citiți Sfânta Scriptură la capitolul 2, Tesaloniceni. Spune acolo, Anticrist va veni în chipul luminii. Încă e tăinuit acum, când se va arăta pe față, va face mari revaje. Și atunci să vedem, fraților, atunci să vedem cum răbdăm. Văd că sunteți tineret aici, așa, cum răbdăm. Nu vă uitați la chinurile care sunt. Sfânta mare muceriță Ecaterina, când a dat-o pe roate și a dus cei mai mari înțelepți, i-a câștigat ea. Dumneavoastră, eu am suferința, am câștigat acolo închisoare niște suflete. Nu eu, Dumnezeu. Că așa a spus Sfântul Arseni Boca. Veți fi duși, măi, de aici, din mănăstiri, veți fi duși în temniți. Și temnițile s-au transformat în catrădare. Așa a fost. Catrădare a fost. S-a salvat oameni. Părinții mei adopței au botezat un evreu. S-a făcut sfinț din evrednicia mea. Și eu eram doi băieți care vrea să treacă granița, așa, și i-au condamnat 18 ani, așa, s-adunau mucuri de țigare, de pe la cadret, de pe urină, mai băieți, mai vreți să câștigați pâine, vreți, și le-am învățat, când scăpăm, ne facem călugări, mai să o faceți măcar bun creștin, să călugări acum, părintele a Ioanicii de la Frăsănei, m-am întâlnit cu domnul, acolo câte îmbrățișare am avut, câte bucurii, pot spune, așa, după atâția ani, o întâlnire, așa. Părintele Alexandru, la mănăstirea Călugăra, la Timișoara, m-am întâlnit cu el. O ajustare de mănăstiri, așa. Deci, iată roadele. Alții i-am salvat, vrea să spându-le că nu mai scăpăm. Omule, nu te spându-le că scăpăm. Scăpăm. A fost o șernere de la Dumnezeu. A fost o curățire. Dar Dumnezeu, de ce? Pentru că Dumnezeu iubește țara românească. Că spune undeva, punea părintea să ne boca, o, poporul meu ales, nu știți ce vă așteaptă. A venit peste noi, sește foame, dumneavoastră, atâta hordele de ruși care au venit în țară, trecând, mă întreba, eram și eu copilandă, mai este mult până în Germania, până în Berlin, mai este, zic, a făcut evazie mare,
așa, a dus. Și iată, am prins cu coarnele și în dreapta și în stânga și acum la prorocul Daniel spune acolo, când a venit arhanghelul lui Mihail și Gavril, îi spune, zică, Daniele, sunt două mari puteri, Țapus cu Berdecus, vorarul la vremea de apoi. Și a vrut să scrie Daniel, că nu, e pentru timp îndepărtat, nu-i pentru nici fiii tăi. Fericiți vor fi aceia când vor ajunge, când jertfa necurmată va înceta. Să știți că va înceta. Va înceta. Ați prorocii lui Anticrist acum, merg în chipul lumenii. În chipul lumenii vine delicat, cu cruci, cu biserici, cu zidire, și dărâmă mii de biserici vii. Stadioanele pline, bufetele pline, închisorile pline de tinereți, spitalele pline, fel de boli, divorțurile, fel de fel. Se vede cam cum mergem noi creștinii ortodoxi. M-am vrădit și Dumnezeu de-am fost Dumnealui, m-a dus, nu o să ocultez decât un înger, de-asta am zis rugăția îngerul Domnului să juiesc împrejurul celor să se demnânțuri din toate necazurile scapă. Vă fericit, este un înger, că Dumnezeu vine printre oameni, prin oameni. Nu vine direct, că nu putem să vedem fața lui Dumnezeu, dar Dumnezeu lucrează prin oameni. De ce? Iubiți-vă, eu vreau, mă rătrag spre sfârșit, să nu închei, doar fac o parateză, așa, când mi-a dat puteri, viață lungă și am împlinit 89 prin 3 septembrie anii. 88 prin 3 septembrie, merg pe 89. Așa. Vreau să trăiesc încă pe atâta. Dacă pentru folosul și pentru zidirea poporului meu pe care îl iubesc ca pe ochii mei. Eu v-aș da și ochii mei, v-aș da, dar nu pot. Fac Sfântul Apostol Pavel și că care termen când a fost Sfântul Apostol Pavel? Unde n-a fost? Cum a murit? S-a tăiat capul în Roma. Așa și eu zic, în care temniță n-am fost? Gherla, Jlava, Aiut, Partea Albă, Văcărești. La Pitești, din păcate, n-am trecut acolo. Focșari, era acolo Focșari, că Focșari era. Să vă spun ceva, când mi-a răspărit Doamna ceva. Pe noi călugării, că să păstrăm secretele, ne-a scos la magazia de efecte care au murit la canal și le împachetăm prin de păduci, prin proteze de aur, puteri cu tari, și le împachetăm și era dintre noi un călugăr pictor și le puneam eticheta unde. Și dureri pe cea familie când se metea pacientele acasă, ca ce-a dat. Câte dureri, așa le împachetăm. Mii de pacienți, era un magazin de 500 de metri prin de efectele de la canal care a fost omorât. Așa, amestecat cu pământul, așa. Și așa, dragii mei, rugați-vă și pentru mine să mai dea Dumnezeu viață ca să pot, dacă nu trăiesc pentru dumneavoastră și trăiesc mai pentru mine, acum să mă șteargă Dumnezeu din cartea Lui. Dar vreau să trăiesc pentru dumneavoastră, îmi dau viața pentru dumneavoastră, iar dumneavoastră s-o dați pentru Hristos. Totdeauna în vecii vecilor. Amin. Și mai spun ceva. Aceste moaște mi l-a dat Domnul Daniel, așa, să le port la mine. Și nepoata mea a paralizat-o cu o lună mai înainte. Și m-a dus cu aceste moaște, că-i gard de gard cu mine acolo, și când le-a sărutat, nu le-a sărutat așa, a făcut așa. S-a scurat din pat la sărut. Și acum când am plecat, băi, mărioară, zic, mă duc, nu mai adus moaștele alea, ureac, e la marginea patului, mănâncă singură, înțelegi, mână, au mai mișcă oleacă, deci, și așa că noi, în Ortodoxie, avem Sfintele Moaște făcătoare de minuni. Fac minuni. În închisoare, repet, la mea de cărbune, a lucrat. De Paști, de Crăciun, dar de ziua ei nu a lucrat. M-a băgat la carceră. La ora 10, bate ușa ofițerul care știu ceva, ce? A carbonizat o parte din ei. Și am zis cu frate-mă, dacă scăp de aici, direct la tine. Așa am făcut, când am scăpat, direct la ea. Părinte Ioana
A venit orul de închisoare. Nu vedea. L-a dus din mână, tatălui, e preot, a murit de 90 de ani și o lună. Așa? Și când a pus părintele capul pic cu viața Paraschiva, părintele a văzut. Deci, dragii mei, am ortodoxia noastră, avem moaște, avem oameni sfinți, avem moaște, cine se roagă cu credință, se vindecă și trufetește, și trupește. Dumnezeu și Maicuța Domnului și toți sfinții care s-au săvârșit prin lagările comuniști, care este cu neputință de a le spune, de a le grăi, prin ce s-a trecut blestemata de securitate care a făcut atâtea nenorociri, așa? Și închei cu asta. Dumnezeule, iartă-i ca să ne ierte și nouă, pentru că mi-au întărit credința că dacă nu erau ei, nu era focul părintele Valerian aici și altora și aceste moaște aici, ca să le cinstim cu toată dragostea. Să închei cu o cântare pe care am plecat pe drumul ăsta, avem 17 ani. Am plecat cu ea, cu cântarea, și n-o uit. Și o cântam și în celuri. Ah, cât mă simțesc de bine când e Domnul lângă mine și cu El trăiesc. Însă ce jale mă pasă când mă depărțesc de acasă, când îl părăsesc. Atunci ca pământul când îl bate mereu vântul și este tot. De aceea, frățioare, ca și cerbii la izvoare, eu alerg mereu. Și de la flupele iară, o frumoasă primăvară e sufletul meu. Doamne, mai am o dorință și să cer cu umilință, auzi ruga mea. Vreau cât voi trăi în lume, totdeauna să pot spune, fie voia ta. Vreau cât voi trăi în lume, totdeauna să pot spune, fie voia ta. Închisoarea a fost cam paradis. Da. Crede-mă. Mă duc la biserică, cânt, dar viu mai gol. Nu mă pot încărca așa cum m-am încărcat acolo în temniț. Dar merită așa. Prin biserică ne botezăm, prin boteză ne împărtășim, prin biserică ne cununăm, prin biserică ne mormântăm și prin biserică suntem trecuți dincolo. Și vă dau ceva ca să fiți documentați. Sfântul Antonie mergea, Sfântul Macari, mergea pe-n pustie, s-a găsit o căpățână de om și a izbit-o cu piciorul. Și cu tine, de unde ești? Și căpățânea a vorbit. Ce sunt păgân, m-am închinat la idoli, dar când vă rugați voi, ne vedem unii cu alții. Și că mare mângâiere este, când ne vedem măcar. Și că asta vă este mângăria voastră că vă da. Și că preoții au un mare rol la proscovedie când se roagă. Așa? Deci nu mai este El, este Hristos care se înțește. Nu vă lipsiți de ei, luați mărturisirea cât de des, împărtășirea cât de des, așa, ca să vă puteți îndumnezei. Că spune acolo la mulțumiri. Trupul tău cel sfânt, Doamne Iisus Hristos, să-mi fie mir pe viața de veci și scump sânge tău pe altarea păcatelor, să-mi fie împărtășirea aceasta, bucurii, sănătate, veselie. El a înfricoșat a dreapta judecată, învrednicește-mă pe mine păcătosul și păcătoasa să stăm de-a dreapta slavii tale. Pentru rugăciunile Sfinților Tătăi, miluiește-ne pe noi. Deci, împărtășesc-o cât de des. Cât de des. Vrem ori să-ți cumpă, prețuiți timpul. Cât mai este ziua, că vine noaptea. Vedem ce este, vedem ce este în lumea întreagă. Uragane, cu tremuri, furtuni, cu fundări, alunecări, destrăbălările care n-au fost decât în lumea, curvia, destrăbălarea,
E pe față. Credeam la undeva, părinte, vrei să vezi ceva? Da, mă duc așa prin America, nu știu unde, așa, cu peile goale, bărbați și fete pe biciclete, cu peile goale complet, câtă nerușinare. Păi așa, așa era, acum 80 de ani, o fată a luat în comună, a greșit, nu mai ieșit din casă de rușine. S-a dus rușinea. Păcatul este cinstea, cinstea este rușinea. Fiți de-i, învățați-vă copiii, nepoții, bune mergeți. Așa că puțin a luat, deosebește toată frământătura. Nu vă uitați că sunteți puțini. Dumnezeu are de grijă. Cu 12 apostoli, simte de cărturari, pescari, a încreștinat omenirea. Dumnezeu și-o Maicuța Domnului și tot Sfinții Martin să vă binecuvânteze, să vă ajute și rugați-vă Sfântul Mine totdeauna în veci. Amin.